Csöndesedjünk el imádságra, és adjuk hálát a ma estéért. Román nyelvre fogunk imádkozni, és így fogunk majd aztán közösen az Úr imájával fogjuk zárni az esténket. Tata nostru care ești în ceruri, Dumnezeu mare și puternic, Dumnezeule Avram, Isaac și Iacov, în fața Ta ne plecăm, Doamne, ființele noastre în seara aceasta și vrem să-Ți mulțumim. Vrem să-Ți mulțumim, Doamne, că ai creat toate lucrurile atât de minunat și pe noi oamenii ne-ai creat după chipul Tău. Ne-ai vorbit în multe feluri și ne vorbești, Doamne. Ne-ai vorbit în natură, ne-ai vorbit prin cuvântul Tău și în mod deosebit ne-ai vorbit prin Fiul Tău, Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru aceasta. Îți mulțumim, Doamne, pentru dragostea Ta desăvârșită pe care Ți-a arătat-o față de noi. Îți mulțumim, Doamne, că ne mai chem la Tine, că ne mai acorzi harul Tău, harul prin care să ne putem întoarce pentru a moșteni împărăția pe care ai pregătit-o pentru noi oamenii. Îți mulțumim de acest har. Îți mulțumim, Doamne, că în aceste vremuri cuvântul Tău răsună în lume și cheamă oamenii la Tine. Dă-ne inimi deschise, Doamne, să ne întoarcem spre Tine. Ajută-ne să fim lumini în lumea aceasta. Noi cei care Te-am ascultat pe Tine și care ne-am întors la Tine, prin felul nostru de a gândi, prin felul nostru de a vorbi, prin faptele noastre, Doamne, să dovedim că Tu ai în lumea aceasta un popor pe care îl pregătești pentru împărăția pe care o așteptăm. Doamne, îți mulțumim de harul de a fi în această seară în fața Evangheliei. Te rog să lucrezi în inimile celor care au ascultat pentru prima dată chemarea Ta în modul acesta și să-i faci, Doamne, să se întoarcă la Tine. Avem nevoie de Tine, Doamne, și îți mulțumim pentru că Tu încă ne cauți, pentru că Tu încă ne aștepți și vrei să fim cu Tine în împărăția veșnică. Doamne, îți mulțumim pentru toate și Te binecuvântăm. Amin. Jézus egy imádságot tanított nekünk, és most mondjuk ezt közösen, imádkozzunk az Ő szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a nevedet. Jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És nem minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonoszhoz, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindenki.